semne un parlament pentru România în viitoarea legislatură parlamentară. Bun, aș vrea să discutăm și cu domnul Miruță pe această temă. Domnule deputat, alegeri pe 1 decembrie. E puțin exotic, așa dacă putem să spunem. E, na, neașteptat. Dar e o alegere interesantă, pentru că dacă stăm să ne gândim, pe 24 noiembrie vom avea un prim tur la prezidențiale, se vor departaja doi candidați, două partide, doi candidați, cel mai probabil susținuți de două partide. Și e foarte important ce se va întâmpla în acea perioadă, pentru că atunci vom avea și parlamentare și ce se va întâmpla în primul tur nu are cum să nu influențeze și parlamentarele. Eu văd că oamenii ăștia din PSD și din PNL comasează și decomasează date, înghițindu-și argumente de la o lună la alta. În vară ne argumentau că trebuie comasate alegerile pentru a face ceva reducere de bani, să nu se desfășoare alegeri la o săptămână diferență, pentru a nu plăti delegați de două ori, pentru a nu plăti întreaga organizare. Acum vedem că argumentele povestite pentru 9 iunie sunt diametral opuse celor care se întâmplă în toamnă. Eu mă întreb de ce n-au vrut să desfășoare alegerile parlamentare concomitent cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Era o chestiune uniformă, toate partidele aveau aceeași efect al candidatului la alegerile prezidențiale. Nu se punea problema că unul este avantajat sau dezavantajat după ce se vor fi desfășurat alegerile pentru primul tur și era o economisire a banului public. De ce nu vor să facă asta? Este o chestiune la care dumnealor trebuie să răspundă, dar pe mine mă surprinde, dacă vreți să mă mai surprinde, mă deranjează așa întoarcerea asta de argumente. Acum nu mai este o risipă a banului public că desfășoară în 3 săptămâni 3 rânduri de alegeri. Un alt aspect este foarte important pentru alegerile parlamentare și pentru alegerile prezidențiale să se reflecte acolo voința oamenilor în cunoștință de cauză. Dacă îi nebunește oamenii ăștia în 3 săptămâni la 3 tipuri de alegeri, nu o să mai prea există dezbatere despre ce poate face Parlamentul și candidații la parlamentare și despre atribuțiile președintelui și candidatul la prezidențiale. Va acapara discuția despre prezidențiale cu totul. Da, va fi o discuție doar despre alegerea președintelui României, pentru că omul înțelege, nu înțelege ce face Consiliul Local, Consiliul Județean, Parlamentul, dar ce face primarul și ce face președintele României asimilează mai ușor. Eu cred că este important pentru a se reflecta voința oamenilor în Parlament, de unde se emană un guvern ulterior, să poată exista discuții despre candidații la alegerile parlamentare, cum de asemenea să poată exista discuții despre candidatul la alegerile prezidențiale. Vor fi amestecate aceste discuții, vor fi umbrite candidaturile celor care vor candida pentru alegerile parlamentare. Da, e foarte posibil să se întâmple așa cum spune domnul Miruță și e firesc.